Detașamente pentru onor, înainte! Bună ziua! Să trăiți! Poate colegii mei vă vor explica la fiecare atelier ce tehnică de intervenție avem pe masă, da? Avem un explozor care distruge muniția de la distanță, așa, două lovituri de calibru 82, braze de acțiune până la 1200 de metri, tigele, o lovitură de 40, braze de acțiune până la 1200 de metri. Unde echipamentul nou? Unitatea radar se numește aceasta, care, da, vedeți că are un cablu de 10 metri lungime pentru a ne deplasa în locul unde există posibilitatea descoperirii unor persoane surprinse sub dărâmături. Unitatea aceasta transmite un semnal, da? Semnalul se întoarce către unitatea radar și este interpretată de unitatea centrală cu ajutorul softului de pe laptop. Putem detecta respirația și pulsul persoanelor surprinse sub dărâmături. Poți să fac acest bioradar cât de complex? Este un aparat destul de complex, care în cazul persoanelor surprinse sub dărâmături, poate detecta viața. La ce adâncime? Până la adâncimi de 8-9 metri sub dărâmături. Nu numai sub dărâmături, sub zăpadă, putem, sau persoane care sunt izolate, sunt tuneluri, spre exemplu. El este compus din unitatea centrală, acumulatorii, partea mobilă sau unitatea radar, care se vede acolo, care transmite semnalul către respectivul zona unde căutăm. Semnalul primit este interpretat de unitatea centrală cu ajutorul softului pe care îl avem instalat pe laptop și putem detecta viața. Repet, respirația, pulsul, mai pentru vieți omenești.